Guys, înainte de a începe acest vlog, vreau să începem cu niște recomandări pentru voi. Dacă doriți să vă colantați mașina astăzi pe parte de detailing, de montaj, accesorii, de nu știu, ceea ce vă doriți pe parte auto de genul acesta, vă recomand cu mare încredere Society Garage. Dacă doriți volane custom de carbon, la fel vă recomand Carbon Innovation și folosiți codul ESH pentru un discount. Iar dacă doriți niște anvelope pentru mașină și cele mai bune servicii de montaj și tot, bineînțeles, anvelope.ro. Cam astea sunt spuse, haideți să începem vlogul. Salutare, guys, și bine v-am regăsit din nou pe canal. Astăzi avem această jucărie pe care o vom prezenta. Este un fel de golf al bogaților, ca să spun așa. Este un Audi RS3 de 500 și ceva, 600 de cai putere. Suntem cu ea la spălătorie, îi dăm repede o spumică, spălăm mașinuța și, ce să zic, începem vlogul cu acest golf al bogaților. Mașina, după câte ați putut vedea, am spălat și mașina, dar orice trebuia să o prezentăm curată, era un pic murdară. Mulțumim prietenilor noștri de la anvelope.ro și lui Andrei, vă las și Instagramul lui și celor de la anvelope pentru această mașină, că ne-au împrumutat jucăria asta, credeți-mă, este chiar o jucărie și o să vorbim despre ea. Păi ce să vă zic, haideți să începem să vorbim despre această jucărie. Este un fel de golf al bogaților, dacă mă întrebați pe mine părerea mea. Este un golf mult mai puternic, mult mai potent și mai costisitor ca și preț de achiziție. Avem, aici este vorba de un Audi RS3 8V din anul 2020, care dezvoltă 400 de cai stock, dar această mașină la momentul actual dezvoltă 520 de cai. Am mers cu ea până aici, băi, credeți-mă, mașina asta este jucărie, deci este pur și simplu un car, te joci cu ea, te distrezi, se conduce super bine, se manevrează super bine. Bă, un feeling super tare, o să vedeți după aia când o să trecem și în interior și o să conducem mașina. Haideți să vorbim de partea din față a acestei mașini. Îmi place în primul rând că este neagră, de la o vreme, nu știu, a început să-mi placă negru cum este și mașina mea. Avem această grilă mare, care îmi place foarte mult, cu Distronic și scris frumos de dedesubt 4, ca să știm că, na, este vorba de un 4, totul negru, mafie, bineînțeles, și aceste inele la fel sunt în negre. În partea de jos avem un lip de carbon, care arată foarte, foarte frumos și, după câte pot să văd, Andrei chiar a avut grijă de el, nu este atins acest lip, îmi place cum arată. Avem farurile cu LED, după câte puteți observa, sunt superbe și în partea laterală, bineînțeles, avem niște superbități de jante pe 19 os lejera. Băi, sunt foarte frumoase jantele astea și în această culoare de roz gol, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel, așa se numește. Înainte jantele erau cromate, dar Andrei le-a schimbat culoarea în acest roz gold și văd că dă bine și în această combinație de negru cu roz gold. Băi, din lateral chiar arată super bine acest sedan, acest kart, să-i spun așa. Mie îmi place să-i spun kart, deoarece este foarte jucăușă. Avem, bineînțeles, capacele de la oglinzi de carbon și astea. Foarte multe elemente de carbon veți vedea pe această mașină. Avem trapă panoramică, o să vedeți și asta, deci musai ca să-ți auzi evacuarea, deoarece se aude într-un mare fel și asta. Și ce să vă mai zic, facem așa un review mai scurt ce știm despre mașina asta și vă prezentăm și vouă. Mie mi se pare că varianta sedan arată mult mai bine ca varianta sportback. Avem, bineînțeles, un eleron ducktail foarte agresiv, foarte mare, îmi place foarte mult cum se vede. Și, bineînțeles, jos avem, după câte puteți vedea, o finală de la Remus, care se aude senzațional, și diffuser în continuare de carbon, până și tipsurile sunt de carbon. Deci foarte multe elemente de carbon pe această mașină, ceea ce îmi place foarte mult și cu negru se vede fenomenal. Haideți să ridicăm capota acum la acest motor de 2,5 litri, ce sună, băi, nu știu cu ce au făcut cei de la Audi, dar acest 2,5 sună foarte gros, de nu sună alte, nu știu, nu pot să zic, dar modelele de la BMW de 3 litri nu sună cum sună acest 2,5 de la Audi. Sună fenomenal tare și gros.
Haideți să deschidem și capota. Și în continuare, după câte v-am spus, foarte, foarte, foarte mult carbon. Bineînțeles, admisie Eventuri. Uitați ce avem aici. Capacul la motor, bineînțeles, tot de la Eventuri în carbon, cu această combinație de carbon cu roșu. Băi, arată într-un mare fel. Și ăsta este motorul. Un motor, cum să zic, prăfuit, ceea ce înseamnă că nu s-a umblat la el, ceea ce este foarte bine. Cam asta este pe partea de motorizare aici, ca și aspect. Băi, hai să vă prezentăm și interiorul. Ceea ce place la fel iar foarte mult pe partea de interior. Să vedeți, avem ceva foarte frumos aici pe partea de interior. Carbon, Alcantara și piele roșie cu cusături roșii. Avem un interior în contrast cu negru cu cusături roșii. Avem un sistem de muzică de la Bang & Olufsen. Avem un volan nou montat de R8 cu acest start-stop engine, cu modurile de condus. Și ce credeți? Mașina chiar pornește de aici. Haideți să vă arăt. Mașina are 65.000 de kilometri. Dacă... Tata, așa să dăm ventilația. 65.000 de kilometri. Este o mașină relativ nouă, să-i spunem așa. Băi, volanul, uitați cum arată. Alcantara, piele, cercul roșu, airbag-ul. La fel în Alcantara cu cusături roșii. Uitați-vă cât de superb e acest volan. Deci unul dintre cele mai frumoase volane la ora actuală. Avem schimbătorul de viteză, la fel mic, frumos cu Alcantara. Și poziția în sine la volan la această mașină este una sportivă, deoarece fiind mașina mică, te cuprinde ca și cum ar veni și pur și simplu simți mașina. Când conduci, simți mașina, ești unul cu mașina. Centuri roșii. Frumos. Și în schimb, ce mai îmi place foarte mult, aceste scaune scoică. Sunt superbe, cu logo-ul RS. Băi, totul este superb la această mașină. Mie unul îmi place foarte mult. Băi, în partea din spate, cu părere de rău, nu este așa spațioasă foarte mult. Dacă ești o persoană foarte înaltă, nu cred că ai loc în spate, după câte puteți observa. Alex este un pic mai înalt și uitați ca unul poziția lui cum este, nu prea rămâne mult spațiu în spate. Dar dacă sunteți patru persoane micuțe ca mine, la 1,70 m, cam așa, ai loc. Dacă sunteți mai mari, nu aveți loc. Haideți să vedem și cum a ajuns această mașină la această putere. O să vă citesc exact modificările. Mașina are soft făcut la MRC Tuning. Și avem așa, avem downpipe Miltec, avem midpipe de tot de la Miltec, finală Remus, intercooler Forge și admisia Eventurii, după câte ați putut observa. Toate astea plus softul, mașina dezvoltă 520 de cai. Dar credeți-mă, se simt foarte, foarte bine acei cai, fiind mașină mică, ușoară și tracțiune integrală, pune bine puterea jos. Și ce îmi place foarte mult e una dintre puținele mașini pe care le-am auzit. Băi, admisia chiar se aude. Nu știu dacă ați auzit, de exemplu, la un M5, ca al meu, dacă spui admisia, nu se aude ca la mașina asta. Deci, băi, chiar se aude. Păi, haideți să-i facem și un sound check, să vedeți cum se aude și mașina asta. Astea sunt spuse și despre mașină. Am prezentat mașina și la exterior, am prezentat și partea de motor, am prezentat și interiorul. Acum, toate fiind spuse, haideți să trecem la interior și să vedem cum se conduce acest Golf al bogaților. Guys, am trecut și în interior. Bă, ce să vă zic, foarte tare poziția. O punem în drive, confort, plecăm în confort. Deci, cum v-am spus mai devreme, băi, poziția fenomenală la volan, cât și, cum să vă zic eu, și cockpitul ăsta digital, nu? Ai, nu știu, în partea stângă ai harta, pe jumătate ai turometru și vitezometru
Iar în partea de, din dreapta, cum sunt setate de către Andrei, avem presiunea din anvelope. Este, dar în schimb este rigidă mașina. Părerea mea, mi se pare, cred că este un pic de tot mai rigid decât M5-ul meu, dar în schimb nu este la fel de rigidă față de M5-ul cu care am filmat acum un an și ceva. Băi, guys, am intrat și pe centură, unde este drumul mai bun și putem vorbi mai bine. Băi, vorbit în termen de... Poftim? Vorbit în termen de șosea. Da, în termen de șosea, de performanțe, și zic să vedem cum fuge această mașinuță și cum se aude admisia. Haide să o dăm un dinamic. Pe câte vă dați seama, mașina s-a transformat. Haide să... Deci e jucărie mașina asta. Mamă, și box. Deci, care vreți și vreți o mașină să vă jucați, luați-vă un RS3. Deci, și acum. Băi, e ce trebuie mașina asta. Felicităm pe Andrei pentru achiziție. A știut el ce să-și cumpere. Este cam aglomerat prin Germania, pe aici, pe la Salzburg. S-a schimbat complet. Da, pe manual chiar da. Bă, dar admisia cum se aude, deci... Doar că intră peste tine așa. Exact. Zici că vezi să te tragă. Asta chiar poți să zici că te trage pe admisie. Da. Chiar merge. Deci cred că mașinuța asta cu a mea sunt undeva acolo, chiar dacă are mai puțin cai, dar este mai ușoară și băi, chiar da. Avem acum un pic liber, să-i dăm. Zim, nu știu, un defect, ceva ce... Nu știu. Nu cred că pot să-i găsesc. Nu știu, eu personal, care sunt fan hot hatch-uri, nu prea am cum să găsești defect. Da, că mie îmi plac mașinile mici. Eu, în ghilimele defect, ce pot să-i spun, dar nu știu dacă dar nu-i defect, ghilimele, am spus, e foarte, foarte rigid, atât tot. Mie îmi place. E mișto, dar pe asfaltul ăsta, dar în București, pe... A, păi nu liniile, poți să stai așa, cu nicio mașină n-ai. Pe liniile de tramvai, pe toate astea, mașina asta chiar... Da, și cred că și taie anvelopele. Exact, exact, aia, exact. Ai abonament. În ghilimele, dar nu știu. Eu am mai filmat și cu un Audi RS5, cei care mă urmăriți și știți treaba asta cu un an și ceva. Băi, și la fel mi-a plăcut mașina, era foarte modificată, tot așa, cu admise, cu jante os, cu coborâtă și tot la fel de rigidă. Deci când am mers pe DNS, dacă te uiți în filmare, așa îmi făcea capul. Da, deci așa îmi făcea capul. Aia era și foarte joasă și fiind și foarte joasă și rigidă și asta, deci simțeai orice. De asta e joasă, dar mi se pare exact cât trebuie. E da, dar este adică exact. Poți să mergi în e acceptabil. Da, exact la limita care trebuie să ai și fitmentul bun și să poți să și circul cu ea în oraș. Daily. Bănesc că e daily. Da, e daily. Mașina. Da, să știți că mașina este daily. Andrei merge cu ea absolut zi de zi merge această mașinuță. Uite, pentru ea, de exemplu, ai partea asta dusă 2020-2024 exact. Și asta a rămas tableta. Normul, da. Și exact. E inclusiv clima, adică dacă te uiți la ea e foarte, pare veche așa, știi? Exact, dar e un fel, duce vechi aspectul, dar în schimb ai butoanele acestea cromate care te duce iar spre modern. Mie mi se pare mișto, pentru că într-un fel dacă stai să o gândești, e gândită să te dai. Păi da, nu. Și nu prea stai tu la climă, la navigație, exact. Uite, ai tot ce îți trebuie în față. Nu știu dacă știi, asta
Alfa Romeo 4C. Așa, bă, da. E, mașina aia nu are servo. Și gândește-te, totul e din carbon, la mașina aia, și ai pur și simplu n-ai navigație, ai un CD player cum era înainte, acele, nu știu, Sony, Panasonic, gen CD, radio, CD, exact, clasic. Știi atâta. Mașina aia nu. Și uite, mașinile aia îmi plac să nu încurc, mi se pare că au un motor de 1.7, 1.8, ceva de genul ăsta. Ok. Dar se aud foarte, foarte tare. Nu știu dacă ai auzit una vreodată, zic, și aerul condiționat, degeaba aer, pentru că motorul e în spate, n-ai nicio protecție și transpiri pur și simplu, știi? Da, a, bine. Aici se simte foarte rigid la speed bumper. La speed bumper chiar se simte. Ne place mașina asta, big like, Audi RS3, un Golf al bogaților, cum am mai repetat. Volanul iar în schimb, am mai vorbit de el, îmi place foarte mult volanul ăsta de R8. Nu știu, cu accentele astea de piano black, cu butonul de start engine, cu modurile de condus de aici, cu tot. Chiar tare volanul ăsta. Chiar e ce trebuie. Uite, mie mai vorbeam noi înainte să dăm drumul la filmare. S-a mai spus, mie îmi place și prima generație de Mercedes A45. Da. Cele de 360 și 380 facelift-ul. Nu știu, la fel, un motor de 2 litri cu o turbină mare ce dezvoltă 360 de cai, tracțiune integrală, de micuțe. N-am avut ocazia să merg, dar... Nici eu, dar tare. Sper să reușim cu un om, un prieten de are acea mașină, are facelift-ul de 380 cu scaunele acelea, tot sunt așa. Sunt direct rival, RS3 cu A45. Exact. Dar din toate, oricum, se pare că Audi le cam bate și... Eleganță, sportivitate, știi, da, cum se zice. Da. Și chestia aia, cum mai vedeți voi pe TikTok-uri, pe de-astea, lăsați rivalitatea asta cu Audi, cu Mercedes, cu BMW. Fiecare mașină este... Niciun pasionat care are un anumit brand ăsta, nu știu, de viteză, să spunem așa, din clasele astea, nu a venit la celălalt și a zis, bă, RS-ul meu e mai bun ca M-ul tău, sau eu niciodată nu m-am dus la altul care a făcut un TikTok, doar ce înțeleg că e un paflet, să zic, bă, M-ul meu te face pe tine, sau etc. Este o platformă, ne distrăm, ne jucăm, dar în schimb vin, nu știu, unii care nu au experimentat nimica, au văzut niște video pe internet și gata, domne, ăla e mai bun sau ăla așa. Credeți-mă că dacă vă dau acele două mașini sau trei, vorbim de Audi, merge, nu o să-ți custu niciodată timpii care îi declară ea, nu o să pleci ca ea, sunt mulți factori care contează și toate chestiile astea. Plus că vorbim de daily, nu? Adică exact. Vorbim de mers în oraș, nu mergem la circuit. Exact, nimeni nu-i ia o mașină să facă timp ea sau să o ducă la performanțele alea. Cred că sunt 2% din șoferi care își cumpără acest gen de mașini și le exploatează la maxim, exact la... capacitatea lor maximă. Majoritatea le luăm, mergem cu ele la mare, la munte, ne flexăm cu ele, că nu e o chestie, cam asta facem toți. Ai mașina, te bucuri de ea, mai dai niște sprinturi, o chestie din asta, știi? Dar cam la asta se rezumă totul. Guys, cam asta a fost și cu acest vlog, cu acest Golf al bogaților, cum i-am tot spus eu. Băi, ne-a plăcut foarte rău mașina asta, este un best deal, credeți-mă. Ai putere, ai tracțiune integrală, se conduce frumos, feeling-ul, totul, modificări puține pentru putere foarte mare. Încă o dată vrem să mulțumim Anvelope.ro, Andrei Drăgoi, că ne-a împrumutat mașina. Ce să vă zic, eu sunt Teo, v-aș ruga foarte mult să mă ajutați pe mine cu un like, cu un share și un subscribe la acest canal. Și până data viitoare, v-am pupat!